ai clare instrucțiuni de utilizare. București FM, aici e capitala. Bună dimineața, București! Da, într-adevăr, aici e capitala și așa cum ți-am promis încă de azi dimineață de la 6:30, alături de noi este Răzvan Cherecheș, profesor de sănătate publică la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, invitatul în matinalul București FM. Bună dimineața! Bună dimineața! Aș vrea să pornim discuția de astăzi cu informația momentului, am putea spune. S-a decis, începând din semestrul 2, din 8 februarie, majoritatea școlilor se vor redeschide. Evident, rămânem cu cele trei scenarii, iar decizia finală va fi luată pe 2 februarie. Cum vedeți dumneavoastră această hotărâre? Părerea mea că este o decizie pripită. Adică nu sunt contra deschiderii școlilor. De când s-au închis în toamnă, eu insist într-una că școlile ar trebui să rămână deschise până la clasa 4-a inclusiv. Asta și recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Dar și pentru ceilalți să fie închise. Dar în condițiile în care noi avem acum tulpina nouă din Marea Britanie, care știm că se transmite și este mai infecțioasă și la copii, deși copiii se pot infecta și pot transmite infecția mai ușor, chiar dacă simptomatologia rămâne la fel, asta ridică semne de întrebare foarte serioase. Și eu mai degrabă aș fi făcut un anunț în care aș fi zis că se ia în calcul foarte serios deschiderea școlilor în 8 februarie, care înseamnă 3 săptămâni, timp în care se urmărește cu atenție evoluția numărului de cazuri, se testează intensiv și probabil cu săptămâni înainte ar fi trebuit anunțate. Așa, deodată decizia cu 3 săptămâni înainte, când în 2 săptămâni lucrurile se pot schimba radical, e mai degrabă o decizie politică bazată pe încercarea de mulțumire a oamenilor și nu neapărat interesul pentru sănătatea populației. A fost, domnule profesor, o întreagă discuție și o întreagă dispută încă de la începutul pandemiei. Atunci când aveam puține cazuri, s-a cerut cu voce tare închiderea școlilor. La momentul de față, când avem atât de multe cazuri, se cere redeschiderea școlilor. Este o dispută și o discuție, dar și o presiune. Pe de altă parte, există și voci care spun că elevii nu mai pot să meargă așa pe mai departe. Există o detașare, o rupere, practic, de o dezrădăcinare de băncile școlii. Să fie și acesta un motiv, credeți că ajung să se gândească la elevi sau pur și simplu trebuie să copiem modelul vecinilor noștri care au dat drumul școlilor, lasă viața să meargă mai departe? Acum, să spunem lucrurile pe nume, motivul pentru care există detașare și deconectare are de-a face și cu faptul că educația online se face cum se face. Dacă ne aducem aminte, toată exact, vara viitoare, în ciuda... Mă auziți? Da. Așa, deci toată vara viitoare, în ciuda avertismentelor date de Sănătate Publică, Ministerul Educației, în loc să pregătească educația online, să facă training-uri pentru profesori, să facă tutoriale, să-i familiarizeze cu softuri, să facă pilot, proiecte pilot, să predea unii la alții, doamna Anisie a sperat în mod complet irațional și lipsit de orice dovadă că va fi ok în toamnă. Și nu s-a făcut absolut nimic peste vară. Deci, practic, noi avem un grup de profesori care, unii dintre ei, cu efort propriu și cu strădanie proprii și investiții proprii, au reușit să facă pași înainte. Cea mai mare parte nu au primit pregătirea de care ar fi avut nevoie ca să poată să facă saltul la educația online, pe de o parte. Pe de cealaltă parte, guvernul nu a investit în conectarea cu internet a tuturor elevilor din România. Știți, cu tabletele, distribuția tabletelor a mers foarte încet. Deci, practic, decizia de acum este o decizie prin care se încearcă să se ascundă și să plătească rezultatele ineficienței guvernului anterior. Pe de altă parte, avem și acest vaccin. Astăzi începe cea de-a doua etapă a campaniei de vaccinare. Avem aproape 168.000 de persoane care s-au vaccinat până în acest moment. Cum vedeți, e mult, e puțin? Dacă ne comparăm cu alte state din Uniunea Europeană și nu numai, cum stăm la capitolul acesta? Suntem undeva pe la jumătatea eșalonului. Deci, cu excepția câtorva țări care s-au organizat mai bine, restul au pornit mai lent. Adică și sunt evident țări care s-au organizat chiar mai prost decât noi. Noi suntem undeva pe la mijloc, suntem undeva la peste 0,80% din populație care au primit prima doză, dar ca să se vadă rezultatul vaccinării, se va vedea doar din vară încolo. Deci pentru acest semestru nu se va vedea rezultatul vaccinării pentru că trebuie să ajungem la un grup suficient de mare. Până când vom acoperi persoanele vulnerabile, cei peste 65 de ani și cei cu comorbidități, va dura luni de zile, deci vom ajunge până prin aprilie.
Deci, în aceste condiții, faptul că vaccinul este cumva fluturat ca o soluție, este o soluție, dar este o soluție pe termen lung, nu pentru următoarele 3 săptămâni. Mai mult, mi se pare că în momentul în care au anunțat că va începe valul 2 de astăzi, 15, s-a cam sărit un pic, s-au sărit etape, adică nu mi se pare că medicii de familie au fost informați corespunzător. Nu mi se pare că platforma funcționează încă corespunzător. Nu mi se pare că anunțurile către instituții s-au făcut vis-a-vis de care vor fi procedurile exacte. A fost mai degrabă un anunț cumva ultra optimist, dar eu zic că în mod realist populația nu ar trebui să aștepte ca valul 2 să înceapă cu adevărat decât peste vreo săptămână, timp în care se vor finaliza ultimele bug-uri, se va face platforma funcțională, va fi call center-ul care va funcționa. Deci, practic, următoarea săptămână eu mă aștept să fie mai degrabă testarea instrumentelor, exerciții de informare care ar trebui făcute anterior. Da, pe de altă parte, e perfect normal să facem, dar ar fi trebuit mai degrabă să zică că fac o testare a lansării în 15 și cu lansare oficială peste o săptămână. Bun, dacă tot vorbim de acest vaccin care a apărut, el a apărut în mai multe formule și după mai multe metode, să spunem așa. A spus dumneavoastră că și AstraZeneca a aplicat pentru autorizarea la Agenția Europeană a Medicamentului, da? Ați făcut o afirmație pe Facebook și spuneați totodată că este o capacitate mare de producție a rezolva problema stocurilor de vaccinuri. Este o variantă și pentru România, se poate lua în calcul? Momentan avem Moderna și vaccinul Pfizer, dar AstraZeneca, care folosește metoda veche de implementare, da, în organism, nu e ARN mesager, e chiar virus, poate fi o variantă pentru țara noastră dacă Agenția Europeană aprobă? Sigur că da. Eu mă aștept undeva la începutul lunii februarie să primească autorizația, presupunând că toată documentația e ok și analiza este corespunzătoare, să primească autorizarea și undeva de pe la jumătatea sfârșitului lunii februarie să începem și administrarea vaccinului AstraZeneca. Trebuie spus că vaccinul AstraZeneca conține un adenovirus, dar nu este coronavirus. Este un adenovirus simian, adică un virus care se transmite între maimuțe și care nu poate infecta nu poate infecta oamenii și care este numai purtătorul, e ca un vehicul care transportă proteina țepușă de care se tot discută în interiorul organismului, unde începe să se construiască imunitatea. Deci mecanismul e oarecum diferit. Avantajul cel mai mare la el este că e un vaccin normal și se poate transporta și stoca în condiții normale, ca și vaccinul antigripal, și ar putea fi administrat de medici de familie, ceea ce ar crește enorm capacitatea de vaccinare și viteza de vaccinare. Apar foarte multe întrebări și foarte multe subiecte legate de vaccinul anti-COVID, indiferent că vorbim despre cel de la Pfizer, despre cel de la Moderna, și automat cresc și temerile românilor atunci când vine vorba de a se vaccina sau nu. Există un studiu care spune că răspunsul imun la COVID-19 persistă și la 8 luni de la infecție sau vaccin, și chiar astăzi am citit un articol care vorbea despre un alt studiu condus de Public Health England, care spune despre o imunizare pe 5 luni. Cum stau lucrurile? Spre ce ar trebui să ne îndreptăm? Ce ar trebui să credem? Deci, 5 luni au trecut din momentul în care au fost vaccinați cei subiecții din trialul de fază 3. Deci, acei 70 ceva de mii la Moderna și la Pfizer împreună, care au intrat în studiu. Și ei sunt monitorizați în continuare, practic acum sunt în faza 4 în care sunt monitorizați, și în fiecare lună, atât Pfizer cât și Moderna, scot un articol științific nou în care spun imunitatea a mai rezistat încă o lună. E bine, în momentul în care imunitatea va începe să scadă sau nu va mai fi la fel de robustă, va apărea articolul care va spune, ok, atât a fost. Deci până în acest moment ce putem spune e că avem 5 luni pentru acest vaccin, pentru aceste vaccinuri. Pe de altă parte, există studii făcute pe imunitatea dată la cei care s-au infectat în mod natural în primăvara anului viitor și care la 8 luni încă au imunitate stabilă, imunitate care este specifică pentru proteina țepușă, ceea ce înseamnă că e exact mecanismul pe care funcționează și vaccinul. Și mai există un studiu foarte interesant care spune că pentru coronavirusuri, celulele de memorie pot să rețină memoria chiar și câțiva ani. Deci aici încă sunt până când nu vom avea vaccinați de câțiva ani, nu avem de unde să știm, dar cel mai probabil că va dura mai mult de 8 luni imunitatea. Bun, mai vorbim un pic despre testare.
domnule profesor. Ați spus că există și varianta recoltării din salivă, sensibilă și ea, dar mai ieftină și mai ușor de recoltat. Momentan știm că colectarea probelor pentru diagnostic COVID-19 din nas se poate face mai ușor. Da, poți achiziționa dispozitivul de la o farmacie. Să revenim la această idee cu recoltarea din salivă, dacă ne puteți da mai multe detalii. Cât de eficientă și de rapid s-ar întâmpla lucrurile? Da, deci a apărut un studiu nou în care s-a testat cât de specific este să recoltezi din salivă pentru testele cu PCR, cu real-time PCR, și a ieșit că sensibilitatea este asemănătoare, deci e la fel de sigur să recoltezi din salivă. Este mai ușor, nu există disconfort. Riscul la recoltarea din nas este că dacă cel care recoltează nu împinge suficient de mult ca să recolteze din partea din spate a nasului, atunci sunt șanse de test fals negativ. Mai mult, testul din salivă e mai ieftin și când zic mai ieftin, nu mă refer la prețurile care sunt vehiculate pe piața privată. Acolo prețul e mai scump pentru că disconfortul tău e mai mic. Deci e o logică mai degrabă de cerere-ofertă. Dar pentru efectiv procesare, costul este mai ieftin pentru că e mai simplu de recoltat și mai simplu de transmis proba. Da, oamenii se sperie și dau înapoi când aud de introducerea în nas a acelui bețigaș. Nu este foarte confortabil, atunci poate să existe o reticență pentru a te testa. Știm că s-a introdus și obligativitatea raportării testelor rapide la nivel național. Ar trebui să întâmple lucrul acesta, adică să nu ascunzi și să fii o bombă ambulantă în situația în care ai COVID. Mă gândesc că testul cu salivă este clar o variantă mult mai eficient în viitor. Sigur, eu am trimis studiul și către Ministerul Sănătății. Acum, în ce măsură îl vor implementa sau nu, asta nu știu. Dar ce ar mai fi trebuit făcut, apropo de testele rapide, ar fi trebuit făcut o platformă unde, acum e un fenomen întreg în care cetățenii își cumpără ei teste și se testează singuri. Și ar fi trebuit să existe o platformă sau o modalitate prin care să și autoraporteze. Adică m-am testat singur, am văzut că testul e pozitiv, să raportez singur pentru că sunt un cetățean conștient și conștiincios și înțeleg care e importanța testării. Bineînțeles, deci acum spun lucrurile pe nume. O parte dintre noi, cea mai mare parte dintre noi, înțeleg rolul comunității și înțeleg că e important asta. Și avem, evident, o altă parte dintre noi care încearcă să se fofileze și facă viața lor mai ușoară pentru ei. Dar contează fiecare test pozitiv în plus pentru că ne dă o idee mai bună despre ce se întâmplă. La cât de puțin testăm noi în România, nu știu dacă ați văzut în serialul Cernobâl, la început, chiar când explodează reactorul, îi trimit pe niște cetățeni cu detectoare de radiații care aveau o limită, nu mai știu, 3, 30, ceva de genul ăsta. Și au zis, nu-i gravă situația, că detectoarele mergeau până la maxim. Și pe urmă, când au venit cu detectoare de precizie mare, au văzut că de fapt sunt mii de radiații acolo în locul exploziei. Da, noi cam așa suntem, deci noi testăm foarte, foarte puțin în continuare. Dacă vă aduce aminte declarațiile triumfaliste a premierului Orban cu 50.000 de teste, alea nu le-au văzut nimeni niciodată. Și 50.000 de teste, trebuie spus, sunt foarte puține. Dacă ne uităm la țările din jur, noi testăm foarte puțin. Deci, practic, noi avem un instrument, suntem cu o lumânare în întuneric afară în pădure și avem impresia că știm ce se întâmplă. Spuneți mai devreme că efectele campaniei de vaccinare vor începe să se vadă undeva prin vară. Credeți că anul acesta scăpăm de pandemie, se rezolvă toată situația? Nu, nici vorba. Deci, cel mai optimiste proiecții care le văd în condițiile în care merge vaccinarea ar fi undeva prin iarnă 2021, primăvară 2022. Bine, din momentul în care vine aprilie, mai, se încălzește vremea afară, ieșim cu toții afară, nu mai stăm și respirăm unii peste alții înăuntru, va scădea rata de transmitere a virusului ca și vara trecută. Deci eu pentru la vară estimez că cel mai probabil se vor relua concediile, se vor relaxa măsurile pentru că nu mai e nevoie de măsuri la fel de stricte. Dar imediat ce începe toamna vom avea încă un val 3, unul mai mic pentru că deja avem suficient de mulți oameni vaccinați, dar va exista un val 3 pentru că viteza de vaccinare depinde în mare măsură de încrederea populației în autorități, care la noi e foarte scăzută, ceea ce și explică toată explozia de teorii fantasmagorice. Da, și cum rezolvăm această problemă? Am văzut niște lucruri care mă înspăimântă cu privire la
disponibilitatea oamenilor de a se vaccina, inclusiv în rândul profesorilor, cadre didactice preuniversitare și universitare, care spun nu în majoritatea cazurilor. Ce ar trebui să facă autoritățile sau ce ar trebui să facem noi pentru a-i convinge pe oameni? Noi avem o politică de conștientizare, de responsabilizare a cetățenilor, dar pare că teoriile acestea ale conspirației și teama de vaccin uneori sunt mai puternice. Cum demontăm, cum ne sfătuiți să procedăm sau ce ar trebui să facă fiecare om în parte pentru a crește capacitatea de vaccinare și a convinge oamenii să se vaccineze? Aici avem mai multe grupuri. Deci, pe de parte, avem pe cei care se vaccinează și care abia așteaptă să vină vaccinul. Da? Deci cu ei nu avem nicio treabă. Pe urmă avem pe cei care cred toate teoriile cu oculta mondială, cu chipuri, cu balaurul care vrea să vină să te mănânce și tu stai pe grupul tău și lupți contra pentru lumină în întuneric. Da? La ăștia nu iar n-ai ce le face, deci trebuie lăsați cu teoriile lor conspiraționiste, că n-ai cum, orice le-ai spune o să spună, las că știu eu că ești plătit de forțe oculte și de tot felul. Deci și eu pe pagina mea de Facebook primesc într-una amenințări că ei știu că eu sunt plătit. Da. Deci ăștia trebuie lăsați în pace cu teoriile lor și, pe urmă, scepticii din mijloc care au rețineri și perfect natural să ai un produs nou, prima dată, și că unii vor să vadă ce se întâmplă. Dacă vă aduceți aminte când au apărut primele smartphone-uri, au fost un procent mare din populație care n-au trecut imediat pe ele, au rămas pe telefoanele cu butoane și, pe urmă, pe măsură ce în jur au început să vadă că apar tot mai multe smartphone, au început să întrebe, dar cum funcționează chestia aia? Dar chiar merge? Nu se crapă ecranul ăla, tot e numai sticla așa deasupra și nu e mai fragil dacă îl scap pe jos, nu crapă. După, acum vedeți, toți suntem cu smartphone-uri. Deci sunt oameni care, în măsură ce o să vadă că oamenii se vaccinează în jur, vor începe și să se vaccineze. Pe de altă parte, oamenii ar trebui să aplice exact logica ca atunci când te duci să-ți cumperi un bec. Și nu știi exact care becuri sunt mai bune, că sunt de multe feluri și cu LED și cu nu știu ce. Și îl întrebi pe specialist, și ăla îți recomandă un tip de bec. Și tu nu spui, las că știu eu cum ești, te-a pus să-i explici că ai văzut tu pe într-un fișier, într-un clip pe YouTube, că în becuri se pun camere de filmat în care oamenii vor să te vadă pe tine în chiloți, ci îl crezi pe omul cu becul și cumperi becul și îl montezi acasă. Dar la fel ar trebui și oamenii să aibă încredere în specialiști. Și când zic pe specialiști, mă refer la oameni care știu ce vorbesc și care cu asta se ocupă. Din nefericire, în rândul specialiștilor, și mulți care vorbesc prostii. Medici din specialități care n-au nicio treabă cu imunologia, alergologia, virusologie, epidemiologie, sănătate publică și care vorbesc tot felul de avioane care nu sunt bazate decât pe senzațiile lor personale. Cum e, de exemplu, doamna Monica Pop, care când o auzi vorbind, deci ce vorbește n-a nicio legătură cu medicina și cu procesele biologice. Probabil că tocmai și aceste declarații contradictorii duc și la această neîncredere a oamenilor atunci când vine vorba de vaccin, dar sperăm noi că ușor, ușor vom învăța să ne încredem în specialiști și să facem tot posibilul, tot ce ține de fiecare în parte, să scăpăm de această pandemie cât mai devreme. Da, vis-a-vis de ăștia care vin și... Mai sunt și pe Facebook tot felul de doctori, între ghilimele, care au tot felul de teorii. Ăștia trebuie tratați ca și fiecare în familia noastră avem câte un unchi sau o mătușă care îți ciudați. Ăia care vin și au tot felul de teorii, toată lumea își dă ochii peste cap când veneau la masa de Crăciun, dar nu, îți familie și mai îi primești ce se face și îi tolerezi și pe ei. Na? Când auzi vorbind din ăștia, trebuie să-ți dai ochii peste cap și să te uiți să vezi ce spun oamenii care asta lucrează și care sunt oameni serioși. Nu oameni care caută senzaționalismul și caută să primească un pic de atenție din partea presei. Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult, să aveți un weekend reușit, spor la treabă. Mulțumim. Avem un an în față să luptăm împotriva acestei pandemii. Cel mai optimist scenariu, așa cum a spus și dumneavoastră, 2022 să se rezolve. Succes în activitate și ne mai auzim, mai ținem legătura, mai tragem concluzii în urma acestei campanii de vaccinare, să vedem cum stăm și noi la nivel național. Momentan ne aflăm la mijlocul clasamentului, așa cum a spus și dumneavoastră. Să sperăm că lumea va conștientiza, se va responsabiliza și fiecare în parte va pune umărul să depășim acest moment dificil, dar care poate schimbă un pic și paradigmele vieții noastre în general. Cu tot dragul. La revedere! Mulțumim! Păi cam...